Salutare tuturor! Am acceptat provocarea Lipton Iced Tea România și odată cu lansarea noului lor produs, Lipton Iced Tea, ceai verde cu aromă de piersică și un conținut redus de zahăr, am creat împreună o serie de videoclipuri pentru YouTube cu intenția de a te ajuta să pleci într-o călătorie în care să descoperi cea mai bună variantă a ta. Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem o practică de 10 minute care va fi intensă, iar intenția din spatele acestei clase este să creezi tot ceea ce îți dorești. Așa că salteaua este o foarte bună oglindă să-ți dai seama cât te poți realiza într-o practică, după care vreau să ieși de pe saltea și să te duci în viața ta cu aceeași intenție și să creezi orice ce-ți dorești. O să începem în Child's Pose. Adu genunchii cât salteaua de lată și apoi întinzi brațele deasupra capului, pui fruntea pe saltea și pentru următoarele 3 respirații vreau să lași corpul să se relaxeze către saltea. O să inspir și o să expir pe nas. Ok, și de aici ne vom întâlni în Downward Facing Dog. Împingi bine de tot în palme, ridici shoulderurile cât poți de mult către tavan. Călcâiele coboară cu intenția să atingă salteaua, chiar dacă nu pot atinge salteaua. Inspiri, expiri. Și cu următoarea inspirație vreau să ridici piciorul drept către tavan și apoi să pășești în fața saltelei în Warrior 1. Călcâiul din spate coboară. Și apoi aduci brațele către tavan. Și vreau în această practică să aduci împreună și partea puternică a ta, dar vreau să aduci și partea aceea soft. Okay? Pentru că ești amândouă și indiferent de situația prin care treci sau ceea ce experimentezi chiar și în această practică, le ai pe amândouă. Și ca să fie echilibrat, ai nevoie de amândouă în același timp. Ok, inspiri și alungești coloana, expiri și apoi deschizi către Warrior 2. Aici îmi doresc să ai mintea deasupra inimii și deasupra pelvisului, să fie o linie dreaptă de la pelvis până în creștetul capului. Relaxezi umerii către podea, inspiri și expiri. Apoi aduci brațul stâng la spate, brațul drept merge către tavan și înapoi, palma mâinii drepte este îndreptată către podea. Deschizi pieptul către tavan, o să inspiri și o să expiri. Încă o respirație și apoi revii în Warrior 2 și relaxezi umerii. Expiri și pui palmele pe saltea. Și o să trecem prin vineasă și o să fii în plank, după care vei merge în low plank și apoi în upward facing dog. Și în upward facing dog vreau să împingi în vârfurile tălpilor, în palme în mod egal și apoi mergi în downward facing dog. Inspir pe nas, expir pe nas. Inspir și ridici piciorul stâng către tavan. Expir, aduci piciorul în fața saltelei, Warrior 1. Apeși în saltea și ridici partea superioară a corpului. Degetele merg către tavan. Inspiri și expiri, coborând umerii către saltea. Picioarele sunt încordate și sunt partea puternică în acest moment. Și apoi relaxezi umerii și găsești și partea soft a ta. Inspiri și apoi expiri, deschizi Warrior 2. O să ai shoulderurile și umerii paralele cu latura exterioară a saltelei. Inspiri, expiri. Mâna dreaptă merge la spate, mâna stângă către tavan și către înapoi, în reverse warrior, pieptul se deschide către tavan. Inspiri, expiri. Inspiri, expiri și deschizi Warrior 2. Și apoi pui palmele pe saltea, mergi în plank, low plank, upward facing dog, trimiști pieptul către tavan,
Expir. Downward facing dog. Ok, inspir pe nas. Expir pe gură. Și o să mai încercăm aceeași secvență încă o dată. Și de data asta va fi o singură postură cu o singură respirație. Inspir, ridici piciorul drept către tavan. Pui piciorul în fața saltelei. Apoi te ridici în warrior 1 și apoi deschizi către warrior 2. Inspir, reverse warrior. Vin înapoi, warrior 2 și apoi pe palmele pe saltea. Mergi în plank, low plank, upward facing dog, downward facing dog. Inspir și expir pe gură. Cu următoarea inspirație ridici piciorul stâng către tavan. Aduci piciorul în fața saltelei, warrior 1. Expir, warrior 2. Reverse warrior. Picioarele rămân în aceeași poziție. Și vii înapoi, warrior 2. Și apoi pui palmele pe saltea. Mergi în plank, low plank, upward facing dog și downward facing dog. Inspir pe nas, expir pe gură. Și oricât de greu a fost, tu ai făcut această practică, ceea ce înseamnă că orice ce îți propui să obții, poți obține. E foarte simplu. Trebuie să rămâi acolo în practică și să încerci și să acționezi. Și acel lucru va fi al tău. Ce alți poți adu genunchii că salteaua de lată, cobor fruntea pe saltea. Inspir și expir pe nas. Ultima respirație. Inspir și expir. Și apoi ușor te ridici. Eu îți mulțumesc foarte mult că ai practicat împreună cu mine astăzi și vreau să-ți aduci întotdeauna aminte că dacă poți avansa în practica ta de yoga, poți avansa în orice situație în viața ta și poți obține și, mai bine zis, poți crea orice ce-ți dorești în viața ta. Mulțumesc frumos!